Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Avem o țară frumoasă cu oameni frumoși. Avem. Care aruncă gunoaie peste tot. Avem. Și trebuie să spunem asta și să nu ne mai ferim de adevăr. Zilele trecute, de altfel, am văzut un reportaj dintr-un sat de pe malul Oltului și în satul respectiv, deși sunt containere pentru selectarea deșeurilor, adică plastic, sticle, metal, gunoi menajer, ca în orice țară civilizată, aici localnicii aruncă gunoi de tot felul pe malul sau chiar direct în râul Olt. Pe față. Și nici măcar nu se ferește de echipele de filmare, ridică de umăr și își văd de treabă. Și vine reporterul și cred că la Pro TV am văzut. E unul care cu lopata le aruncă gunoaie. Și le duce apă. Da, reporterul, ce asta e, ce să fac? Le arunc. De ce să le arunc? Îți îngheață mintea, se blochează mintea când vezi așa ceva. E năucitor și primarul, că e și el intervievat, dă amenzi peste amenzi și tot degeaba. Oricum nu le plătește nimeni. Ce să le ia? Băi, de la bicicletă. Ia, bă, că nu mă interesează. Și interesant este că în unele orașe mari, din ce în ce mai multe, slavă cerului, inițiativele primarilor sau primăriilor pentru colectarea selectivă a deșeurilor sunt foarte bine primite. Localnicii participă cu dragă inimă. De pildă, e o firmă privată care produce niște sisteme de-astea inteligente de sortare a deșeurilor. Mă rog, e vorba de recipiente. Sticle, plastic, doză. A oferit primăriei din Brașov 3 astfel de automate inteligente de sortare, care pot recicla, cum spuneam, sticlă, peturi și doze de aluminiu și oferă, în schimb, în acest caz, bilete de autobuz. Iar dacă vorbești cu oamenii de la firma respectivă, îți spun că, de fapt, se colectează foarte mult și oamenii nu iau întotdeauna bilete, adică n-au nevoie neapărat de biletă respectivă, dar în doar un an de funcționare, aceste 3 automate amplasate în puncte circulate din oraș, au adunat peste 4,3 milioane de deșeuri individuale. Adică 2 milioane de peturi, 1,5 milioane de doze de aluminiu și aproape 1 milion de sticle. Încă o dată, numai 3 puncte de colectare în Brașov, doar anul trecut. Deci e clar că există interes. În Cluj-Napoca, un proiect asemănător a transformat, acolo se dădeau călătorii gratuite, a transformat ceva mai mult de 2,5 milioane de ambalaje colectate la un automat în 260.000 de călătorii gratuite cu transportul public. Deci merge foarte bine. Din acest punct de vedere, și zici că trăim în două țări diferite sau într-o țară cu două popoare diferite. Unii care descarcă remorși cu gunoi în Olt și în râuri și alții care selectează gunoiul și îl duc conștiincios și civilizat la punctele de colectare ca să primească o recompensă sau nu. Pur și simplu că trebuie să faci asta. La mine în cartier, slavă cerului, de vreun an, primăria a început să distribuie saci colorați diferit pentru colectarea deșeurilor pentru reciclare. Selectiv. Și toată lumea le folosește, n-am văzut pe nimeni care să fie nemulțumit de așa ceva. Este super ok. E o chestie de civilizație. Și mai e un amănunt în dihotomia asta, să spun așa. Administrația locală, la Cluj și la Brașov, edilii lucrează împreună cu comunitatea pentru comunitate. În comuna aceea din Olt, primarul se luptă să facă ceva pentru comunitate, iar comunitatea îl sfidează. Dar la Focșan, de exemplu, poate că locuitorii orașului ar dori să folosească și ei un automat inteligent de colectare selectivă, dar aici municipalitatea nu catadixește nici măcar să-l instaleze pe cel pe care îl are în depozit de jumătate de an. Deja cumpărat cu 250.000 de lei. Deci ăștia sunt cei mai tari. La Focșani au cumpărat cu 50.000 de euro un automat de ăsta și îl țin în depozit. Pentru că, mă rog, viceprimărița din Focșani, citată de G4 Media, care s-a zbătut pentru implementarea proiectului, ea se declară dezamăgită de indolența funcționarilor de la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice, care au preluat automatul, dar, cum spuneam, de jumătate de an încoace, nu reușesc să găsească un amplasament pentru acest sistem. Nu e priză, nu e curent asta. Da. Să fie la colțul ăsta, să fie la colțul celălalt, nu ne pute hotără. Dar de ce? Aici poate e mai bine, dar poate și dincolo. Nu. Da, și containerul, adică nu e atât de mare, e un container. Pune-l, frate, undeva și lasă oamenii să-l folosească, ce Dumnezeule. Și totuși, doamna viceprimar speră că la un moment dat și focșenenii să poată interacționa cu un sistem automat inteligent de colectare selectivă, sticlă pe turdoze, urmând să primească, în schimb, dacă doresc, parcare gratuită în anumite locuri din oraș. Bun asta. Da. Asta în București ar rupe. Ar fi. Da, acum nu merge, că domnul Nicușor Dan tocmai a trasat dungi albastre peste tot în oraș și asta e sursă mare de venit. Cu atât mai mult, da. Aș zice eu. Și asta, da, corect.
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.